Bună dimineața! În materialul următor am să vă vorbesc despre o plantă ornamental decorativă la ghiveci, pe numele ei Guzmania. Guzmania este originară în America Centrală și de Sud. Există foarte multe specii și soiuri de Guzmania. Ei bine, ne putem bucura de Guzmania și ca plantă în mediul ei natural deoarece o putem planta și în grădină, dar să știți că nu rezistă foarte mult, deoarece florile de guzmania rezistă undeva la 2-3 săptămâni, în nuanțe de roșu, galben, portocaliu, chiar violet. Florile de guzmania nu au parfum. Ei bine, ce trebuie să mai știm despre guzmania, că este o plantă pretențioasă, înflorește acum în perioada primăverii, udaia trebuie să fie moderată, iar lumina trebuie să fie în exces. Guzmania se mulțește prin semințe și lăstari. Ei bine, să aveți o zi minunată și colorată, pe cum sunt acele colorate ale guzmaniei.